Cum o faci să fie nebună după tine, pe ea, pe Miley Cyrus? Oh, Doamne! Cum o faci să fie nebună după tine, pe Miley Cyrus? Amazing. A luat Lengel COVID. E ecran mai natural, nu știu care e faza, ăla HP Pavilion. Puțin virusat, dar hai să comandăm ceva bun și îndestulător. Pun pe ăsta. A luat COVID. Aici să văd chat-ul, HP Pavilion. Stai că duc, sper că mi-ți auzi aici. Am dus, stai că, cum se spune? Te salută toți gunganii din România. Microf. Tare. 1200 de oameni pe live, by the way, omul meu. In his COVID era. E expirat avansul lui Lengel. E o glumă cu calculatoare? E un calculatorist? Ce-mi place vorba calculatorist. Dă-și, băi, calculatoristule. Da, știu că e full stack developer. Ne-a zis de 15.000 de ori. Și vreau să termin asta cu Lengel. Când ne-am oprit la el la jumate și era destul de juicy. Cam asta este. Bă, hai că-mi iau ceva ce habar n-am ce. Ok, fine tranche. Oui. Oui, un foie de veau. Très bien. Et pour la boisson, drink? Water, still. De l'eau? L'eau, still. Très bien. Merci. Merci. Cel mai politicos chelner din Franța. N-am văzut în viața mea un chelner atât de politicos. N-am nicio idee ce am comandat. Hai că-mi vedea ce-a fă. Și știi ce e interesant? Că aici scrie că e restaurant non-stop. Și când am venit aici, palea de lângă gare scrieau că-s non-stop. Dar de fapt nu-s non-stop. Adică n-au pauză în timpul zilei. Și de la 10 dimineața la 10 seara. Ba, s-a închis la non-stop, mă, frate. Nu știu ce scrie non-stop. Mă așteptam să fie la 3 dimineața deschis. Și ăla e non-stop. Nu, no, fiți atenți. Și-a luat o farfurie cu șuncă. Bro! Și-a luat o farfurie cu șuncă. Căi, justiția și-a făcut și azi datoria. Până și ăla de la închisoare are o masă mai diversificată. Că mi-a ajuns. Deci mi-a luat jambon crecă cu asemănător cu ăla de aia, dar hai să vedem cum ar fi. Fiți atent jambonașul. Făinuț. Făinuț. Hai să vedem. Ce asta? Unde ăla de-a lor, ha? Unde de-a lor. E prezident. Atât unt în bun șop, aia, respect. Unt din ăla de lemn? Se zice unt de lemn. E efectiv o masă pe care ți-o faci când nu știi să gătești și te duci în mega să-ți cumperi ceva. Te duci în mega să-ți cumperi ceva și ții un prosciutto crudo, niște castraveciori de aia la borcan, niște unt și o chiflă. Mere, ok. E șunca fisii. Spre deosebire de meci, deci nu se pare că vorbesc ăștia engleză așa de bine sau așa de mult. Nu știu de ce. Acolo poate mereu nemți și atunci fiind turiști trebuia să vorbesc cu... Da, cam 14 lei la mega masa asta. Da. Aici vin numai poate belgenii și vorbesc franceză. N-a dat 30 de euro, eu zic că a dat
luat și apă. Și-a luat și apă îmbuteliată. 27, 28. Jambon. 10 fotări în fiecare seară. Iar cumva. Cum să nu ia cu? Păi, cu 30 de euro iau un sfert de porc. Bă, deja m-am supra de jambonul ăsta. Ești curios? Păi cine te-a pus, mă, nene, să ții una? Păi, bă, nenic, bă, dar, bă, să mă, dacă vă trăiți vreodată în situația asta, ziceți-mă la chelner, recomandă tu ceva, mă, nene. Dă ceva bun de la tine, ce-ți place și ție. E atât de simplu. Dacă vă trăiți vreodată în situația să nu înțelegeți ce zice în meniu sau să nu știți ce... ce să vă luați sau whatever, zi-bă la chelner, că ăla știe cel mai bine ce e proaspăt în ziua aia sau ce... Bine, la restaurantele calme, eventual la șaormerie, că o să-ți dea, puiul așa, ai, că nu l-a cumpărat nimeni. Nu știu ce e felul următor. Efectiv, am mâncat un chel de șuncă. No, bine, hai să vedem ce vine la felul următor. 20 de euro costă. Nu, no, mi-o vine în felul ăsta. Nu știu ce, ceva. A, era aperitiv. El nu e prost, el și-a luat aperitiv, a mâncat și el aperitivul ca tot omul. E un aperitiv de 4 persoane, dar el a mâncat. Cred că carne de porc cu tot felul de chestii. Păi iar... și-a luat o măliguță cu carne. Și-a luat o măliguță cu carne, man. Ăla nu cred că e pireu, pare mămăligă. Hai să-l bag. A, ok, bine, e pireu. Piure, nu pireu. Pireu sunteți voi, regu de greci ponosiți. Piure? Cred că tot de la franceză, nu? Vedem, ce e asta, frate? Bițică sau? Bă, să nu fie ceva animal ciudat, nu? De bune ăștia în Franța cu animalele lor ciudate. Vezi că e o broască linghe la aia. E ficat, mă. Am unde asemă. E ceva ficat, ori de porc, ori de vită. E ficat de om ăla, la ce dimensiune are? Nu mănânc ficat de porc, nici de vită. Așa e că nu știu ce comand. Prima oară când l-am tăiat, zic, bă, dar ce se tai așa ciudat? Îi zici că e gumă. Când l-am băgat în gură, zici că e gumă. M-am chemut să nu fie, mă, ceva. Nu știu. Efectiv, 750 de grame de șuncă și un chil de ficat. Da, ok, ăla nu e ficat niciodată. Cred că e vită și se pare lui că e ficat. Pare vită. Reu e bun. Cred că e... Pui, cât e cerut? Vreau să vedem nota de plată. Pui, nu, mă, ce să zic. Mâncarea a fost ok. Primul fel, peste medie. Zona verde. Al doilea fel, nu a fost genul meu, dar tot ar fi peste medie dacă v-ar place ficatul. O costat 39 de euro, destul de scump, dar nu, asta este. Păi am zis bine, că de fapt nu, cred că a fost mai scump ficatul ăla, care nu e ficat. Și am vedea mâine atunci și o mai mânca. A zis că felul a fost 20 de euro? Bun e atunci, mă duc către hotel, mâine e sâmbătă, mă. Ui, sper să fie deschise, că ăștia atât închise le țin. Mă, bun e, mă, o 90 și ultima mea zi de aici, din Lille. Hai că mă duc către o cetate, vedem ce găsim de mâncat. Îi sâmbătă azi, nu. Bă, ziceți că se sturbați, n-ați văzut în viața voastră cum arată un ficat, mă, nene? Chiar n-ați văzut în viața voastră cum arată un... Tu crezi că un ficat atâta? N-ai văzut cât avea la... Era atâta în farfurie. Crezi că există un ficat atâta la un animal? O atâta? Tot ăla? Ficat... vită.
Bun, atâta este. Bun, ok, atâta este. Bine, am înțeles. Am văzut că era o bucată întreagă și adică, na, mă, credeam că nu are cum să fie tot ficatul ăla așa întreg. Ok, cele bune. Bă, nu știu ce să zic, nu prea mă impresionează Lille cu ceva, adică Metsu mi s-a părut mai interesant, deși era un oraș mai mic. Ui, stai că trebuie să trec, mă, pe la ură, mă. Nu știu, 2-3 zile, săptămâna următoare o să vină canicula aici, până la 40 de grade, mama mea. Hai să vedem cetatea aia, poate arată frâniță. Ui, mai avem o lecuță, acolo în față, unde e stufărișul ăla, unde e copacea. E Citadel de Lille. Mamă mia. Hai să vedem le Citadel. Să vedem cine a luptat acolo, cu cine a luptat din are. No. Fiți atenți la ce fac dreapta. Nu mă, corpul să știe accent sau ce e ce, frate? E protest sau ce, sau ce? Ce scrie asta? Francezii ăștia nu știi, domne, se protestează pentru orice. Masacră. Poate aia cu... Nu știu, cu Ucraina sau... Păi era vorba de niște copii. Da, hai să vedem. Da, aici în față e mâine. Hai pe-n părculiț. O jurdui. Mark Shark, mulțumesc. Fă-ți și tu buletin de oraș, ăla e ficat. Vos-o-en-font, nu știu exact. COVID. Ah, chiar, ah, wow, e protest anti-COVID neironic, credeam că glumiți. Vos. Chiar e protest anti-COVID. Font, nu știu exact. COVID în font, no, nu știu exact ce, ori cu Ucraina, ori cu COVID. Una din două. Okay, hai să văd unde zidurile cetății. Bă, ce, am m-am uitat pe neci că nu poți vizita cetatea, că sunt militari acolo. Nu, no, dar mă duc măcar pe lângă aia să o văd așa cum arată. Uitați-vă, astea zidurile de la Les Citadel. Acolo e intrare, merem imediat. Dar vedeți că ziduri de-astea vechi. Cred că sunt de pe vremea romanilor sau... Da, de pe vremea romanilor, cărămidi. Poate se băteau romanii cu celții pe aici sau cu gali, nu știu care era. Ne, aia din Asterix și Obelix, știți? Nu știu care se ia, ori celți, ori gali. Nu mă, dacă te urzi ce s-a aici, frate. După aia ori veni probabil împărați de aia, gen Henry al III-lea și s-a bătut cu John Smith al V-lea și din alea, știți? Mi se pare de fantastic că till this day sunt oameni care vin și îmi zic pe YouTube că îmi bat joc de Lengel și că de ce nu-l las în pace, că el așa, el așa zice, el zice Henry the III. Și că ăsta e el, adică eu cine știu să mă leg de... Cred că sunt oameni care știu că nu înțeleg glumele astea ale lui, de... Și apoi au venit să o băga și Napoleon în pace. Nu, că poți intra la lecuță? O să vedem. Ne, corp de reacțion rapid, zice. Nu, păi e închis aici. Nu, bine. De la romani sta astea, ia uite. Hai că mă duc. Bă, dar n-ar tăia de iarbă pe aici. Plus e ceva râu acine. Cred că e plin de broaște. Hai să mă urc acis, o să vedem. Ia. Poate să vede orașul. Ia. Să vedem. Sunt multe urzici aici, aveți grijă dacă veniți. Aveți grijă dacă veniți. Nu mă, sunt mure. Puteți mânca. Na, păi cam atât a fost cu cetatea asta. Nu mă impresionează chiar cu nimica plus, nici măcar... Asta e în Cluj, nu? Aici era în Cluj, nu? Nu știu dacă... În Cluj, în Oradea, pardon, e în Oradea, nu? A venit Napoleon pe aici sau nu? Nu. Deci... O puteți vizita așa dacă nu aveți ce face. Na, bine, hai că mă duc să mânc undeva. Poate mă duc să mănânc un burger, mă, că de când am pornit în călătoria asta n-am mâncat burgeri în afară de McDonald's. Vreau un burger de... Duce asta la franceză, comandă un burger, îi scui pe aia în mâncare. La ca lumea franțuzească. Hai să vedem dacă găsim. Mă, nicio mașină. Hai că mă pun aici. Le babe, zice. Stai, care, mă? Hai că stau aici. La terasă, zice.
Bă, îți bibol, mă. Bă, ei aveau scaune cum aveam noi. Hai că stau ce. Școala Ginegală. Bă, au scaune de alea de școala Ginegală. Bă, îți bibol, mă. E închisă bucătăria, nu poți numai dacă... Sunt bibol, mă. Că-ți comanzi băuturi atâta. Fui, bă, ce mă enervează țările astea, mă. Mama mia. Bă, hai că mă duc acolo lângă mine și... Ia că se duce la non-stop. Ia că se duce la non-stop. Acolo, orice. Deci, bă, păi, nu știu, spanioli, păi, italieni, înțeleg că închid după masă că mor de cald. Aici, când ești 20 de grade, tu închizi restaurantul. Da, de-aia închid spanioli și italienii. Uite, mă, daci. Ia, hai să-l vedem pe ăsta. Opa. Bonjour, food manger, it's closed. Ice cream or bakery. Ah, ok, no cheeseburger, hamburger. No, no, that's just fine. Ah, ok, thank you. Măi, uitați-vă cum sunt, măi, efectiv. Ah, ok, no cheeseburger, hamburger. No, no, that's just fine. Ah, ok, thank you. Bă, mă enervează, mă. Bă, și ăștia sunt. Bă, Lenghi, bă, pupații și pula ta mâine. Bă, dar nu știai, mă, la ce oră să închide pupații și peleu. Tu nu știai, mă, frăție, du-te, mă, nene, și mănâncă înainte. Nu știi, ești la 8-a zi aici. Nu știi, mă, nene, când se închide și când se deschide. Du-te, mă, nenicule, și mănâncă înainte. Uite, du-te la brioș dore aici. Închizi, mă, n-au mâncare. Mama mia. Hai că mă pun aici. Noni, tă din asta. Măi, omul ăsta a mâncat numai aperitiv. Nu, hai că a mâncat și ficatul ăla. A mâncat și ficatul. Mi-am luat și cola pe roci. De data asta cola mi-a pus roci, mai multe go. Chestii parcă, sau chestii diferite. Vedeți, mi-a pus topă din asta, ceva altfel de șunculițe, roșioare, sau ce? Nu știu. Hai să băgăm ușurel. După aia cred că mi-au și niște cartofi, las că vă arăt. Mă, mi-a pus mai puțin la brânză, mă. Adică același fel. Am embeș asta de porc, că de praf. Mi-am adus aminte de când am mâncat... Când am mâncat kebabul cu un gândac în el. Da, cred că, nu știu, sau șunc. Practic puteți veni și mâncat toată ziua. Hai că mă duc să văd dacă găsesc pomne frite. Hai că am băgat calune. Și aici au pomne frite. Hello. Pomne frite, one portion. Yes. Ok. Pomme frite. Mayo and barbecue. Mayo and barbecue. Yeah, yeah. 5 and 30, please. Bine, este surzi, să te surzi din urechi. Când Lenghe l-a mâncat gândac cu kebab, kebab cu gândac în Istanbul. In the box. Ah. Green light. Da, deci trebuie să băgați banii pe aici. Băi, frate, n-am mai văzut în viața mea așa ceva. Pe bune. Thank you, bye. Hai să mâncăm și pomes frites. Oricum, mâine mă duc de aici, din Franța. Și am zis, nu pot pleca de aici fără să mănânc french fries, nu? Om frite. Auzi zgomotul ăsta? Bzzz. Bă, mă termină, că eu stau cu ușa chiar acel lângă lift. Când urcă cineva cu liftul până la etajul 5? Salut, Fire, de pe Național Arena, a câștigat Steaua. Bă, ești nebun din nou? Hai, let's go! Mai că aici ce că trebuie prins așteptare. Sfrites. Bă, ce vezi că a zis Lenghel pe live-ul lui că are o părere pozitivă despre tine? Să-i dea Dumnezeu sănătate. Uite, jenat. Înțeleg că se rupe cu mine. A văzut cum pare. Hai să vedem, nu asta. Mi-am luat sos de maioneză și barbecue. Deci așa, s-a făcut de ei, nu-s de ea cărgelească, doar eu luat de acolo. Măi, am zis asta. Am zis asta și pe... Da, am scris în chat la Alex când se mai uita el la Lenghel. Lenghel refuză să accepte conceptul că dacă dai mai mult de
5 lei pe o porție de cartofi prăjiți, acei cartofi prăjiți nu o să mai fie congelați. Se pare atât de funny că e surprins de fiecare dată că sunt făcuți de ei. Refuză să accepte conceptul. Dacă dă mai mult de 10 lei la un restaurant pe o porție de cartofi prăjiți, aceștia nu o să mai fie congelați. Acolo, din fața mea. Acolo lua cu lopata și l-o fric. Așa s-a făcut de ei, să vede că... 5 euro am dat pe săculețul ăsta. Merge! Hai să vedem ei. Din ce în Bruxelles am mâncat pentru prima oară pomes frites. Bine, știi că e căcatul ăla de marketing al lor cu... Cei mai buni cartofi prăjiți. Nu doar niște cartofi cu niște condimente care îi fac puțin mai gustoși. Dar în Bruxelles am mâncat pentru prima oară cu sos samurai. Nu există alt sos cu care poți să mănânci cartofi prăjiți simpli în afară de sosul samurai. Orice alt sos este fails in comparison cu sosul samurai. De asta, hai ce cam e. Au, au, au. Hai mă că mă arde, nu? Curios dacă sosul e de la, la cum zice el, sos de la, la vagon, la, cum zice el, mă nene, bă, Wizlock, să-mi pun, am mai întrebat 18 ori, e un Seiko, mă nene, e cel mai basic model de Seiko. La cisternă, așa, da, la cisternă. La vagon. E sos de la la citegnă. Deci, bun. Ia. Sincer, instinctul chiar mi-e poftă. Instinctul a fost să... Ar mere cu o ceafă de porc, mă. Eu mă duc mâine către Belgia. Ai intrat ceva de porc. Restaurante și exact același program l-au ca și aici. Nu știu din ce cauză, am sper să găsesc ceva ok să mânc. Oricum nu stau mult, câteva zile, cred că. Cam atât a fost. Ce am mâncat în clipul ăsta a alunecat atunci și ne auzim data viitoare. Mâncare din ce în ce mai proastă. Am ajuns în Belgia. Fiți atenți, mă duc din Lille către Bruxelles cu... TGV-ul și îmi zice... Noi avem impresia, nu știu, poate avem... Sau, nu știu, el editează când e pe drum, că pare că... Și că ăsta abia l-a postat și el e acasă acum. Ăsta l-a postat ieri și el e acum e acasă. Adică mă așteptam că le posteze și el, real time, nu? Sau... Zice 44-46 că-s acolo și a meu e 45 și nu e acolo, e în partea asta altă. 43-45 și m-am dus... Are un delay de câteva săptămâni? Oh, wow. Jos, bă, și nu-l găseam și m-am panicat. Bă, cum le-au pus ăștia ca biboli? Bă, cum intră un Five Guys acum, bă, gămești, bă, lasă-mă. Din păcate am mâncat un Five Guys foarte dezamăgitor la Roma și acum nu mai vreau Five Guys, că a fost foarte oribil ăla. No. Oribil, mă, a fost sub mediocru. Am găsit în sfârșit 45. Da, TGV-ul. No. Fiți atenți că am pornit cu TGV-ul. Facem jumătate de oră. Dar nu mi-am găsit scaunul. Scria voituri și scaun 18, voituri 1. Nu știu care e vagonul 1, că nu scrie pe ele. Nu. No. Am un meren cu peste 200 la oră. M-am uitat pe Waze. Numai să nu fie mă, vaci sau oi pe aici la păscuș să se bage în față la tren, că cred că nu le mai găsești după aia. 240 avem acum. Mama mia. Numai să nu decolăm. No, am cam ajuns. 5 minute întârziere, dar așa le-au pus acolo în Lille. No, am ajuns aici în Bruxelles Sud, mă duc către gara Bruxelles Nord. Și de acolo iau către Lige și ne auzim în Lige atunci. Mă, fiți atenți, m-am oprit aici la Paul să-mi iau un sandwich. La dog, îl fucking adog.
E același sandwich ca la noi în mall promenada. Să mor eu. E același sandwich, dar îl găsești în AFI, la Pol. Și un ecler. E efectiv, e același sandwich. Nu știu cât de bun a fi sandwich-ul. Eclerul sperăm că a fi ok și hai să băgăm și... Îmi place totuși sandwich-ul ăsta, care are mult unt. Și merem către Ligi. Ui, ceau, îmi place să mănânc aici. Sunt Ligi, Belgia. Mă duc către centru să mănânc ceva, nu știu. Stai un pic. E a doua oară când... Nu înțeleg. Nu înțeleg. Deci el a venit din Luxemburg în Bruxelles, din Bruxelles în Lille, din Lille s-a întors în Bruxelles și acum s-a dus în Liège. Why? Și de ce nu stă în Bruxelles? Adică n-ai trebuit să stai și în Bruxelles? Le-a lipit prost, l-a editat? Nu cred. Nu știu exact ce ai mâncat, ci care avea niște chiftele de ligi tradiționale belgeni, nu știu ce. Opa! Opa! Pentru prima oară în istorie, Lengel mănâncă ceva tradițional din locul în care merge. Let's go! Sper să le găsesc undeva. E cald, a început căldura aici. Se simte că în sfârșit e vară. Deja sunt vreo 30 de grade. Azi sunt 33 sau 34 de grade, mâine câte 40. Poi mâine iară frig, 27-26. Ce burenie să ce. Aici, Belgia, nu mi se pare nu știu ce. Și ligiul ăsta e cam prăfuit. Bă, m-am prăfuit aseară peste tot. Bă, ce bine o dat soarele ăsta, mă, și căldura 34 de grade. S-a mă uitat pe telefon. Mă simt ca în Turcia anul trecut, când... Da, am mâncat tradițional în Praga, că am mâncat șuncă de Praga, dar a râs la Vogue o săptămână la acel căcat. S-a dus în Praga și a mâncat șuncă de Praga. Era cald, făinuț, erai la plajă, da. Băgai kebab, shawarma, mama mea. Hai că mai avem o leacă. Bă, dar nu prea e lume pe stradă, am e cam ora două, cam așa, am găsit eu un restaurant care e deschis non. Iar mănâncă la restaurantul non-stop, nu mai pot, mă, frățioare. Bă, nu e, dar stai, mă, Non-stop, cum zic ei, adică e de la 10 dimineața la 10 seara. Și mă duc la ala. Bă, deci dacă veniți pe aici, nu vă plimbați prin parcul ăsta, Davroi. M-am plimbat aseară și am văzut 3 șobolani, după aia am ieșit din parc. Prima oară am crezut că-s veverițe. Bă, ce bine, mă, zici că e vară, simți că e vară. Care e diferența acum la finalul zilei? Nu știu cum să vă zic. Mama mia, în sfârșit, până amu nu cred că am prins temperatură peste 30 de grade, oriunde am fost. Am simțit că e bine, cald, că te arde soarele din alea. Și pe aici restaurantele sunt închise tot așa, dar mi se pare că sunt un pic mai multe astea deschise pe tot timpul zilei. Dar iar azi e luni și o grămadă sunt închise, că lunea multe sunt închise, cum e la noi, nu știu, duminica. De fapt, la noi nu e nici duminica. La noi poți mânca, dacă vrei să mănci la 9 dimineața, poți mânca, dacă vrei să mănci la 3 după masa, poți mânca, dacă vrei să mănci la 6 seara, poți mânca, dacă vrei să mănci la 11 noapte, poți mânca. Păi și aici poți să mănânci când vrei, numai că trebuie să mănânci la restaurantul non-stop. Dacă vrei să mănci la 3 noapte, îți poți comanda de undeva. Asta e Da, viața. să zic că ăștia n-au Glovo aici, Lengel. Și o chestie, la fel și în Olanda, mă, tot restaurante de-astea cu orar dubios, cu nu știu ce, și nici nu cred că mă mai duc în Olanda. Să te mor de foame după masă, să umblu ca bibolul până oraș când am de mâncare și din alea. Hai mă, dăm pace. Ha, mă, dăm pace. Astea sunt țări din astea, frate, nu știu ce programele lor au, că n-au auzit nimeni de programe din astea. Hai că mai avem o lecuță până în centru. Ni. Lepti albe. Vezi? Țineți minte că v-am explicat cum să citiți în franceză. Mai făinuț așa la căldură. Uai. Ar mere o plajă din aia, un picuț de mici, din aia mare. Un picuț de Pepsi din ăla unguresc. Mama mia. Omul s-a dus în Focșaniul Olandei și vrea Glovo. Bă, ce bine ar fi, mă, incredibil.
maica ce fac dreapta și mă duc o lecuță prin centru să văd dacă au centru istoric sau ce au pe aici. Oh, ăsta e centru. Uite aici ne mai duce eu la cafeteria. Aici ai venit după aia. Steakhouse burger. Bun, hai că ne plimăm o lecuță. Poate găsim și magnez în eu. Aici văd că-s mai multe deschise, dar poate închid la ora 3 sau din aia. No, aici e o biserică. Micuță, dar făină. De ce n-ai mâncat dacă l-ai văzut deschis? Măi, nu mi se pare, nu știu ce, nici și cabluri agățate pe deasupra, frate. Da, e efectiv în Sibiu sau în Brașov. Dar așa mi se pare mai murdară o lecuță belge. Și în Bruxelles, și o grămadă. No, hai că nu știu pe unde mă duc. Da, hai că mă duc la centrul lor de turism, că n-am găsit magnez pe aici. M-am uitat pe Google. Dă-mi putere, Doamne Dumnezeule. Da. Unde scria că ar avea magnez, nu aveau ea. No. Ui, ne, clădire mai interesantă. Numai aici oriunde, aici oriunde mă duc, mă zici că-s lucrări, frate. Mă duc în coace iară lucrări. Păi, dă-mi pace, mă, cu lucrări, frate. Ne, LG, Lige. Făinuță, rău. Ieși. Muse, cred că-i zice la rău. Am uitat, sau Reume, nu mai știu. Mius. Jacques Mius. Hai, mă, că mă duc aici. Oaie. Mulțumesc, Oxana. Păi, departe, mă. E departe, mă, centrul ăsta de turism, de centru. Sper că nu-ți mai scump de 3 euro magneții, că... Nu, no, nici, că ăsta ar fi. Ia, hai să vedem. Vizite Lige asta, da, da. Hai să iau de cine. Să vedem unde-s magneții. Măi, dar ce să știu, frate? Asta e cu Lige? Asta e insignă, mă. Hello, do you have magnets with Lige? Okay. Lige. Lige, life's good. Cum să n-ai magnets, frate? No, unde s-a dus? Nu, are acolo. Gen, ce-s asta, frate? These are 3 euros, the same? Yeah, it's the same. Okay. Nu, no, nu, mi-a luat ceva. Dar i avea acolo în spate, nu știu de ce nu i-a expus undeva. Căsturăs cu spume, mă, nene. Și că ești și desfăcător de Pepsi Cola, ne, poc. No, dar nici nu scrie nimica pe ei, mă, ne. Dar nici nu știe, dacă ajung acasă peste 3 ani, nu știu de unde l-am luat ăsta. Uite-mă și vezi de treabă. Asta e cel mai jo... Mi se ceartă. Cred că i-a ajuns cât s-a plimbat. Dacă mă întreb pe mine, eu cred că Lengel nu mai iese din țară o bună perioadă de vreme. Efectiv, e nervos pe orice at this point. Du-te, bă, cu magnetul tău pe care tocmai l-a cumpărat de bunăvoie și nesili de nimeni. Jalnic Infoturist Point. No. Hai să merem. S-a adunat poliția pe aici. Mascați. Dă-mi, bă, pace. Poliție. Vedeți, ăștia știu să scrie, mă. Poliție. A zis că pleacă în Asia. Shut up. Shut the fuck up. Unde pleacă în Asia? Mi-e frică pentru sănătatea lui. Shut the fuck up. Măi, el nu se descurcă pe aici prin în engleză. Shut up, Ileana. Unde? În Turcia? Unde? Le cafeterie. Aș vrea să-l văd. Aș vrea să-l văd. Să-i dea Dumnezeu sănătate să se ducă. Dar o să fie content goldmine. Deși, mă, rea știu engleză majoritatea, așa. Dar tu să-mi se pare funny, nu știu, să-i dea... Nu știu, să ducă în Japonia, să-i dea ăia mâncăriși de alea japoneze. Sigur nu o să-i placă nimica. Polițiștii ghidau oamenii dezorientați care nu aveau unde să mănânce. Cum e KFC în Saigon? Câte tipuri de Fanta au în Tokyo?
Cum e puiul Shanghai? În Shanghai! Ce faci, bă? Oaie. Măi, săgacu, abia aștept. Dar KitKat cu usturoi din Japonia. Știți că Japonia este singura țară care mai are Fanta Socata? Șocata? Au băgat Fanta Socata la japonezi și le-a plăcut. Și tot japonezul când aude de români le zice: oh, Fanta Socata! Efectiv. Am aflat recent această chestie, că scrie pe el Made in Romania sau ceva la modul. O, Socata-san? Mai e și în România? Eu n-am mai văzut. The traditional entree, okay, fondue parmesan and this one. It's traditional. Na, bine, acum. Da, ăsta e wasabi de la de cisternă. Na, asta nu-i... M-am dat un entree tradițional. Trebuie să bem, mulțumesc, domnul. Tradițional de lor și chistelele alea. Ui, na, fiți atenți că mi-a ajuns antreul. Nu știu exact ce e asta, zici că zgomboț, dar hai să vedem mai exact ce-or fi. Hai să începem. Hai să vedem ce e antreul ăsta. Mi-a dat pituță din asta. Congelată. Da, și-a luat chiftele tradiționale. Looks nice. Cola pe ochi. Da, e, cum îi zice? Cum îi zice, mă, nene, la aia cu prună? Dar are prună înăuntru. Cum îi zice, mă, frate? Desertul ăla. Gălușcă cu prună. E gălușcă cu prună. A, gombot? De unde e asta? Din ce parte a țării? Gălușcă cu prună, mă, frate. Deci că-s gombos cu brânză, mă. Aha. E plină de brânză, nu? Și pe deasupra prăjită. Nu știu dacă aș mai comanda din asta. Nu-i place. Nu, deci e plin, plinuț de brânză. Bă, n-are carne. Bă, n-are carne. N-are, nu știu ce gust. Măcar cola pe rog și ok. Chelenghele a treia oare când faci glumă asta. Hai să văd cum se numește asta. Fondue cu parmesan maison. Parmigiana italian. Dacă eu luat parmesanul de la italieni, l-a pus aici, o să o scăi meniul ăla. Mântuleț. Hai să băgăm pe aia. Alții nu trebuie gust de parmigiană, nu știu. Mi-am crezut că e cașcaval de lacă. Parmigiană de ăla este. Făcut la tecuci. Nebună e pita fondă. Păi năcun, ce să faci? Suntem în Liege, Adriana. Suntem în Liege, Belgia. 3 șaorme în 3 orașe. Taipei, Tokyo, Osaka. Să aduce în Taipei și începe blocada. Nu mai poate să iasă. Am fost cazat la cel mai... Ok. Am fost... Nu, ok, nu mă opresc. Mă, dacă vreau să-l mâncați o dată mere, da? Hai să vedem chiftelele pe gen.
No bune, mi-au ajuns chifteluțele astea. Wow, s-a dat libec la festivalul de ratați cu glume rasiste. Luați câte o săptămână time-out. Tradiționale. Niște cartofi, sper că-s făcuți de ei și hai să le... Așa, la din nou aceleași chiftele? Ok. Cam să vedem. După nu, nu, cred că s-ar descurca. Nu cred că nu s-ar descurca. Cred doar că o să fie foarte enervat. Cred doar că o să fie foarte enervat de tot ce se întâmplă în jurul lui și cred că nu o să ajute nici bariera de limbă. Miros ca schiftele de alea marinache. Bă, poate să duce în Japonia la hotelurile alea cu deau și escorte. Știți alea, hoteluri pentru înșela neveste. Doresc. Și nu o să găsească maioneză japoneză, and that will be a problem, da? Așa, love book. Nu știu ce să zic. Mi-aduc aminte de pârjoalele alea moldovene, știți? Chiftelele alea mari. Wow, ce ar plăcea lui Lengel WC-urile alea japoneze. Ar fi în al nouălea cer Lengel pe un WC de la japonez. Ar face review. Ar face review la WC-ul japonez. Nici mă, ăștia nici nu mai au nevoie de hârtie. Eu tot zic, cu trei straturi, două straturi, ăștia nici n-au nevoie de hârtie. Nu, fiți atenți, așa arată chiftelile pe dinăuntru. Nu. Hai că mai bag și mă duc. Aș mai băga felul, nu știu ce. Mamă, ce să zic, undeva către sub medie, n-aș mai băga felurile alea. Nu prea aveau niciun gust. Cartofii erau măcar făcuți de ei, asta mi-a plăcut și în Franța cartofii sunt făcuți de ei, deci nu-s de aia, congelați ceea ce îmi place. Și ne auzim mâine. Mulțumesc! Mulțumesc poporului francez că nu gătește cartofi congelați! Nu știu unde mai ducem mine, că sunt 40 de grade, dar vedem dacă o cheamă ca undeva. Ui, ne, o nouă zi. Bă, azi sunt aproape 40 de grade, mă simt ca în Turcia, ca în, nu știu, mă simt așa ca în vară, nu știu cum să zic. Și când vrei... Poate pentru că e vară, nu știu. E scald, e cald la afară, soarele te arde, mama mea, e făinuț, mă. Mâine 27 de grade, cică, wow. Hai că mă duc acela la un restaurant. Doamne, să-l văd pe Lengel cum mănâncă de la tonomatele alea nebune din Japonia. Extradat de la cel mai scump hotel din Pyongyang? Belgian, aș vrea să mânc niște melci. Nu știu dacă îi găsesc, dar am vedea. Mule din alea sau cum le zic că ei la chiftele nu mai mi-au amă, că m-am săturat de aia. Bă, ce cald din mă, mamă mi. Te poți bronza pe aici de numai. Toată lumea vă că mere cu mașinile, nici aglomerații pe aici. Plimbați-vă, leacă, să vă bronzați. Numai vreme bună de strand din ala gen. Dar joke să stai, adică cam mă, eu cred că... De fapt, nu știu... Că adică și aia sunt mega fan carne, dar în același timp nu cred că e genul de carne care mânca o Lengel obișnuit numai cu fast food.
Adică tot numai la Mac Tokyo s-ar duce. E foarte greu să chiar plăcea orice tradițional asiatic. Foarte greu mie. Nici mie nu-mi plac mâncăricile alea japoneze cu porc, cu porc, cu porc, cu porc și cu sos. Yoshia, știți, strandul municipal de nalea, ce și merez la toneche de-alea ce vând ceafă cu cartofi. A, da, vă să zice să mânce de la Wagyu, cum îi zice, la vita aia japoneză. Da, de la să zice să mănânce, da, corect. Pai și tot felul de chestii, porun fert. Da, deci exact atmosfera aia, ce bronzez acolo. Ai, ai, ai. Se trebuie... Ne, terase goale. Uitați-vă, asta e gara. Ziceți că nu-i făinuță, chiar e faină. E făinuță. O chestie pe care nu înțeleg sunt umbrelele astea negre. Nu știu de ce și-ar pune umbrele negre. Bine că nu spui solar pe terasă, că tot acolo. Că spui umbrelă neagră, că spui solar. No, hai că cred că cine e restaurantul? Le Concordia, îl vedeți? Hai că merem aici. Unde-i venim, mă? Fiți atenți, aperitivele la ăștia sunt Bacardi, Martin Rouge. Bă, dar ăștia chiar nu au aperitive și de mâncat, mă frate, doar de băut? Fiți atenți, aperitivele la ăștia sunt Bacardi, Martin Rouge, Spritz, mama mea. Stai mă, frățioare, 6,50€ un pahar de Campari? Bro, what? 6,50€ un... Măi, e, 6, e 12€ sticla. What? Spritz, mama mea. Au un aperitiv mezon. Hai că mă iau acolo, nu știu exact ce. Champagne. Dacă asta, că e un restaurant ăsta de puș de 3. Cum e că e cât jumătate de sticla de Campari? Un... Crem de frambos. Dar bine, noi râdem, dar am văzut reportaj de la știrile Pro TV, comparație între produse gen lapte, ouă, făină, pula mea, în nu mai știu unde era... nu, era comparația Spania, Italia și România. Și sunt aceleași prețuri la noi, la noi în România sunt produse mai scumpe decât în Spania și în Italia, gen de-astea de bază. Gen lapte, ouă, pula mea, e absolut insane. Același produs din toate cele trei țări. Which one would you recommend? For start, Chicago, okay. Very good. Okay. And for... Yeah. For after, you can take Mundezegan. It's the best. Okay. Da, așa este. E mult mai scump alcoolul de la accize, da. Better escargot. Okay, this one, okay. Okay, no problem. Thank you. No, mi-am luat escargot. Murphy's. Și-a luat melci la restaurantul ăsta de împinge tava. Măi, Lenghel, pupați și pula ta. Bă, nenicule. Mă, Lenghel, te iubesc, dar la împinge tava ți-ai luat melci, mă, frate. Să atenți că te mi-au adus aici, zici că instrumente de tortură, mă, pentru melci. Și-am comandat, cred că două meniuri cu melci, las cum vedea, sau unul, nu știu nici eu. Fiți atenți că ajungi melcișori și o să fie foarte cald. Nu arată rău. E prima oară când mânc melci, așa că hai să vedem cum o fac. No, bine, hai să vedem cum e mâncăm. În ăla e aparat de ținut coaiele când faci vasectomie. Uite aici ai mergeșorul. Așa-ți mergi din aia? 3 euro, 10 cochilii? Bă, August, interesant. Mergi de la metru.
E ok, gustă. Nu prea îi pot asemăna cu nimica. Mi-a făcut și coleacă de usturoi. Sunt un pic sărați. De fapt, chestia asta verde e sărată. Nu știu ce gust o melci. M-a trolat taică mea când eram mic și mi-a cumpărat melci de la Metro și a pus-o pe bunica mea să-i gătească. Dă-i-a congelat, gen. A pus-o pe bunica mea să-i gătească și să-mi dea să mănânc fără să știu ce sunt. Și am mâncat și mi-a zis, hei, sunt melci. A zis, ok. Iac, I guess. Da, trebuie să le facă, să facă pomana, adică melc, melc, codobel. Ce faci, bă, oaie? Mersi. O să fie primul român executat în Corea de Nord pentru că a cerut șorma la 3 dimineața. Bă, dă ăștia aici. Deci cam așa arată cărnița. Deci că e ficat de pui. Deci are textura de ficat de pui, dar nu are gust de ficat de pui. Cartofi super făcuți de ei. Melci de apă. Hai să băgăm. Scalde de ce să zic. Unde sunt scoicuțe? Omul ăsta și să mănânce scoici mai bine decât azelea pe strițu. Ia băi, am cerut că escarglot din ăla sau melc. Eu așa am crezut, am cerut că melc. Ceva varză din asta, cred că e varză de Bruxelles. Bă, dar multe sunt. Fiind în Belgia, și-o cred că e varză de Bruxelles, da. Ia și bagă! Nu, bine, mă. Hai că cred că le iau la pachet și mă duc după ce. Bă, uitați-vă cum i-a dat midiile astea că trebuie să le țin cu ambele mâini. I-a dat oala la pachet. Ui, nu, bine, cam atât a fost. I-a dat oala aia la pachet. Ia, mă, de român. Bă, de astăzi stai că mă arde, mă, midiile astea. Bă, dar ce mă arde. Mai bine nu le luam la pachet, nu știu de ce le-am luat. Mamă, cam atât a fost pe ziua de astăzi. Mâncarea de aici a fost pe la medie, mediocră, dar o puteți mânca. Încercați melcea dacă nu i-ați încercat niciodată. Este chiar ok. N-au gust ciudat, n-au gust dubios. E ca pieptul de pui, adică tu le dai un gust în funcție de chestiile cu care îi prepari. Mă. No, bine, cam atât a fost pe ziua de astăzi. Și pe aici, pe în Belgia, eu mă duc, cred că, către Olanda. Ce am mâncat în clipul ăsta o lună. Oala! Ca unele feluri de mâncare mai greu, dar ori mărs pe gât în jos și atunci ne auzim data viitoare. Rege, trebuie să mergi în SUA să trăiești visul american al burgerilor și tot ce înseamnă fast food. O să fie o experiență ce o să schimbe viața. Sincer, sincer, la cât de pasionat este Lengel de fast food, sincer, îi doresc și eu același lucru. Sincer, adică decât să stea să escargot, să perișoare și alt, du-te mă nene în SUA, bagă, du-te, fă turul Americii din fast food în fast food, du-te la, aia, la cum îi zice, la Tropical Cafe sau cum cred că se numește lanțul ăla, du-te la toate alea și fă-ți viața mă nene. Du-te la Chipotle, du-te la In-N-Out, du-te la toate alea. Fă-ți viața, mă, frate. La Mac in Phoenix. Rux, te pup. Sărut mâna foarte mult pentru 20 de luni. Așa e, recomand burger din America, da, cu pâine dulce. Am mâncat la cel mai ieftin și bine cotat în același timp restaurant din New Jersey.